Bună, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi sunt foarte entuziasmată pentru că începem o nouă serie, se numește Healthy Wednesday. În fiecare miercuri discutăm despre un subiect legat de sănătate, nutriție, diete, sport, tot ceea ce înseamnă să avem un stil de viață sănătos dintr-o perspectivă științifică. Asta înseamnă că în descriere veți avea link-urile către toate articolele pe care eu le menționez în acest video. Așa că m-am gândit ca prima temă pentru această serie să fie legată de alimentație, să spun la întrebarea dacă este adevărat că ne îngrășăm mai mult atunci când mâncăm seara. Pentru că există foarte multe diete, unele dintre ele ne spun că trebuie să mâncăm într-un anumit interval orar, altele ne spun, de exemplu, că trebuie să mâncăm până la anumită oră, așa că haideți să vedem ce este adevărat și ce nu. Cumva această afirmație este rădăcinată în societate și cu toții tindem să o luăm ca atare. Ne îngrășăm mai mult dacă consumăm alimente seara. Însă am fost curioasă să văd și care sunt ipotezele, așa că am căutat pe PubMed articole, studii și am găsit două mari ipoteze. Prima ipoteză este aceea că metabolismul bazal diferă în timpul nopții și de aceea ne îngrășăm mai mult dacă mâncăm seara. Metabolismul bazal sau rata metabolică bazală reprezintă cantitatea de energie de care corpul nostru are nevoie pentru a funcționa în repaus. Asta înseamnă că noi consumăm energie indiferent de activitatea fizică pe care o facem. Știți că există acele calculatoare de calorii care vă spun cam câte calorii ar trebui să mâncați pentru a vă menține în aceeași formă, fără să vă îngrășați și fără să slăbiți. Ei, din acea cantitate de calorii, aproximativ 50% reprezintă rata metabolică bazală, adică metabolismul bazal. Peste acestea se adaugă și activitățile fizice, sportul și câtă cantitate de energie consumăm atunci când facem sport. Și de asemenea se adaugă cantitatea de energie pe care o consumăm atunci când facem alte activități care nu sunt sport. De exemplu, să mergem la facultate, să învățăm, să luăm autobuzul, toate aceste lucruri. Ei, evident că diferența între zi și noapte este că în timpul nopții nu vom avea activitate fizică și activitate non-fizică, însă rata metabolică bazală, adică cantitatea de energie pe care o consumăm stând în repaus, studiile au arătat că este la fel. Astfel că ipoteza că rata metabolică bazală ar fi diferită și de aceea ne-am îngrășat mai mult în timpul nopții nu este adevărată. A doua ipoteză este aceea a sensibilității la insulină, și anume că corpul nostru este mai puțin sensibil la insulină în timpul serii versus dimineață. Cu alte cuvinte, corpul nostru este mai puțin responsiv la insulină. Și cu toți avem nevoie de insulină pentru că aceasta introduce glucoza, introduce carbohidrații în celule, celulele metabolizează și creează energie. Și putem vorbi despre rezistență la insulină și sensibilitate scăzută și în cazul, de exemplu, diabetului de tip 2 a adultului, în care pe de-o parte există o producere, o sinteză scăzută a insulinei și pe de altă parte există această rezistență a organismului la insulină. Însă, în acea categorie, vorbim despre un lucru patologic. Aici vorbim despre niște fluctuații fiziologice. Studiile au arătat că există cu adevărat o diferență între dimineață și seară, asta însemnând că dimineața avem o sensibilitate mai mare a organismului la insulină versus seara. Însă, ce a fost interesant a fost că între prânz și seară nu există această diferență. Asta înseamnă că avem un maxim dimineața, corpul nostru funcționează la parametri optimi și pe parcursul zilei scade. Ce este important de știut este că dacă nu există această diferență între prânz și seară, înseamnă că organismul nostru reacționează în același mod dacă mănânc o anumită cantitate de carbohidrați la prânz și mănânc aceeași cantitate de carbohidrați și seara. Pentru că nu există această diferență semnificativă între dimineață, prânz și seara, ce este mai important este să ne menținem sensibilitatea la insulină crescută pe perioadă mai lungă de timp, nu în raport între dimineață și seara. Iar acest lucru îl facem prin sport și printr-o dietă echilibrată. Este adevărat că, referitor la indice glicemic, prediabet, diabet, rezistență la insulină, este o întreagă conversație și putem, dacă vreți, să facem un videoclip și pe această temă. Însă, legat de afirmația noastră, dacă ne îngrășăm mai mult, dacă mâncăm seara versus dimineața, sensibilitatea la insulină nu are o importanță foarte mare și nu influențează foarte mult. S-ar putea totuși ca această afirmație să aibă și un sâmbure de adevăr. Poate voi sau prietenii voștri ați ținut anumită dietă și ați observat că dacă nu mâncați seara, slăbeați kilograme. Iar unul dintre motive este acela că noi atunci când mâncăm seara, nu mâncăm de foame. Mâncăm pentru că avem anumite pofte și vrem să mâncăm ceva bun.
Și de obicei când mergem la frigider, nu facem alegeri sănătoase. Nu mâncăm o salată sau nu mâncăm un fruct, ci alegem să mâncăm lucrurile mai pline caloric. Alegem să mâncăm ceva care are mult zahăr, care are multe calorii. Pentru că există două scenarii. Există pe parte scenariul în care ne este pus spre foame, pentru că n-am mâncat foarte mult în timpul zilei. Și atunci mâncăm numărul de calorii normal pe care trebuie să-l mâncăm, în niciun caz nu ne îngrășăm. Însă există situația în care am mâncat numărul de calorii necesar, nu ne este neapărat foame, însă mâncăm din plictiseală, mâncăm pentru că vrem să ne uităm la un episod și vrem să mâncăm o pungă de chipsuri, vrem să mâncăm ceva bun, dulce. Asta este unul dintre principalele motive pentru care ne îngrășăm atunci când mâncăm seara, pentru că pe lângă caloriile pe care le-am mâncat în timpul zilei, care au fost suficiente pentru a ne hrăni, ne mai adăugăm încă 400-500 de calorii în timpul serii. Sau mai este situația în care mâncăm sănătos în timpul zilei și apoi vine seara, suntem obosiți, cedăm și mâncăm mult mai mult decât ne-ar trebui. Fenomen numit binge eating sau mâncatul emoțional. Iar acesta are mult mai multe valențe și mă gândesc că ar trebui făcut un videoclip separat despre ce înseamnă binge eating și cum influențează acesta multe aspecte ale vieții noastre. Însă ce este important de știut este că nu mâncatul în sine, seara, este cel care ne îngrașă, ci faptul că mâncăm mult mai multe calorii decât ce ar trebui, pentru că seara de obicei mâncăm lucruri mai sănătoase și mâncăm nu neapărat de foame, pentru că nu avem acel număr de calorii, ci pentru că vrem o gustare și vrem ceva în plus. Un alt lucru legat de mâncatul seara este acela că dacă mâncăm foarte aproape de momentul în care ne culcăm, somnul nu va fi la fel de odihnitor. Iar dacă nu ne odihnim destul de bine, există corelații între lipsa de somn și de odihnă și obezitate. Asta înseamnă că dacă nu ne odihnim destul de bine, avem tendința să mâncăm mult mai mult și să consumăm mult mai puține calorii prin metabolismul bazal. Somnul este unul dintre cele mai importante lucruri și cele mai ușoare lucruri de făcut și ne influențează foarte mult, multe aspecte din viață. Unul dintre ele, cum vă spuneam, este alimentația și greutatea corporală. Dacă nu ne odihnim, metabolismul bazal scade. Asta înseamnă că corpul nostru consumă mai puțină energie pentru că este obosit și vrea să economisească toată energia pe care o poate economisi. De asemenea, vom mânca mult mai mult pentru că, la fel, suntem obosiți și simțim nevoia să ne energizăm. Asta înseamnă că vom avea o tendință mult mai mare să ne îngrășăm în condițiile în care nu vom avea un somn odihnitor. Cam acestea sunt informațiile despre alimentație și ca să răspund la întrebarea, ne îngrășăm mai mult dacă mâncăm seara? Nu neapărat, dacă suntem în limita de calorii pe care trebuie să o consumăm. Însă, dacă ne mâncăm seara, șansele sunt ca să trecem peste această limită fără să ne dăm seama. Așa că ce vă propun eu este să încercați să mâncați un meniu echilibrat pe parcursul întregii zile. De asemenea, să încercați să mâncați, dacă vă este foame seara, lucruri care să fie sănătoase, ușoare, în niciun caz să nu mâncați dulciuri, lucruri procesate, junk food, lucruri pe care oricum nu ar trebui să le mâncăm nici în timpul zilei. Noi ne revedem data viitoare cu un alt video. Eu sper că vă plac genul acesta de video și genul acesta de teme. Nu uitați, dacă vi se pare util, să dați un like și un subscribe și de asemenea să șeruiți și cu prietenii voștri. Până data viitoare, o zi cât mai bună!